Валентин родился в шапке жизни в феврале до Удечи. И главная консультация фактов при Тарусе Гриба дивергенции, что я пентру а конкретизат эти моменты, офер кувенту дам секретарю, ca să ne informeze despre acele lucruri care dânsa consideră necesar. Ulterior, luăm decizii cum vă trebuie. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă aduc la cunoștință. În s-a prevederilor legii 436. A. Regulamentului de activitate a Consiliului nostru legi, care l-am aprobat în ședința numărul 2, vreau să menționez că toate procedurile care au început de data de 16, la inițiativa 11 consilieri, sunt proceduri cu încălcarea legislației în vigoare. Au demarat stângul, ca să spunem așa. Și nu vreau ca declarația mea de astăzi, în calitate de secretar, să pară una banală sau că eu îți împac cumva sau acoperi pe cineva. Asta e o prostie totală, dacă vreau să vă așa. Eu sunt secretarul Consiliului Național, am drept conform legii 436 să nu contrasemnez deciziile. Și este primul temei ca oficiu teritorial al Cancelarii de Stat să notifice deciziile în cauză. Eu consider că chiar și fiind contrasemnate dumneavoastră adesea notifice toate deciziile date, deoarece nu s-au început procedural cu legi și nu au demarat procedural. Este lege. Și indiferent de apartenență de partid, indiferent de culoarea partidului, hai să spunem așa, noi trebuie să o respectăm, indiferent de constant. Și pe viitor, noi o să inițiați convocarea ședinței la inițiativa 11 consilieri. Noi sunteți drept, noi sunteți organul nostru ierarhic superior în afară de președintele care l-a spus. Veniți și cereți consultații la persoanele care cunosc, să cunoaștere de cauză, care o să vă ajute indiferent de circunstanță. Să dăi consultațiile necesare. Eu, din păcate, deciziile care, proiectele care urmează să le examinat, pentru că eu un singur proiect am, nici nu am proiecte de celălalt, astăzi nu o să le contează. Asta e opinia. Vrea cineva să vă spun că ne-am adunat acea coaliție care am constituit-o la început și ne-am consultat. În principiu, da, au fost dezbateri credințe, probabil s-au auzit din sală, dar în principiu, doamna Diana are dreptate, rămâne doar să vin cu o explicație. Lucrurile astea s-au produs din cauza că anterior se comitea, se admiteau asemenea încălcări, de aceea consilierii, în principiu, sunt eu convins că majoritatea din consilieri nu cunosc că e atât de strict necesar de a respecta procedura prevăzută de legea 436 privind la administrația publică locală și, într-adevăr, nu se permite de a introduce pe ordine de zi subiecte care nu au avizul comisiilor respective, care n-au fost discutate în comisii și comisia nu a înaintat un aviz. Da, s-ar putea de organizat o pauză, de mers în ședințele comisii, de examinat, dar iarăși asta este un încălcare în principiu, deoarece consilierul trebuie să aibă timp suficient, nu în zadar legea privirii cele 3 zile, în cazul ședinței extraordinare, ca să consulte fiecare, să ridice legea, să pună careva întrebări față de persoane care vin cu propunerea de a înainta ordinea de zi subiectele respective, chiar să luăm și subiectul de pe ordinea de zi numărul 2, cred că, da, în privința căruia abia azi am primit nota informativă, da? Este imposibil acum, da, să admitem că facem o întrerupere, ne-am uitat, am făcut cunoștințe și întrebăm în ședințe și votăm. Asta n-ar fi corect.
Fiecare consilier trebuie să aibă posibilitate să facă cunoștință la rece, să gândească, să cântărească, să consulte, să clarifice lucrurile care nu sunt clare. Și ulterior, când convocăm, adică când ne convocăm în ședință, omul vine cu toată informația necesară și cu decizie care gata să o voteze. De aceea, în principiu, ar fi corect ca astăzi să încheiem ședința noastră și subiectele respective eu vă promit că o să le introducem pe ordinea de zi a ședinței ordinare care urmează să fie convocată pe data de 17 martie. Noi avem, asta e părerea mea personală, poftim dacă cineva vrea să mă expună sau aveți întrebări. Eu aș propune să mi-l adaugem cu un punct. Să acordăm vot din încredere secretarului, fiind doamna Bejenare, și avocat, și consilier, și cât și mai cât, și el până la mâine știe din nou niște lucrări. El trebuie să vadă ce face el în cuhnă și ei până la mâine. Doamna Bejenare, familie, știu ce greu. De atât trebuie să începem, să impus vreo mai că vot din încredere secretarului. Aveți am tot dreptul de ala, că să o putem de-o... De-o doamnă și-a pregătit tăi, dar tu îi faci niște... Nici ca aici nu îi faci nouă. Nu știu, cui joc mă dau joc, dar nu ești corectă. De ce ne duci cu noi tăi, dar de mai... S-o fost tăi, tăi să-ți zic că îi păreați și-și faci mă da? Mă, da, faci tăi din ordinea asta, așa. S-o fost era un alt. Și am tăi dreptul chiar. Și îl știu unde să mă adresez. Toată să mă vârsta asta, înaintată, tăi să mă adresez, nu îți faci mă da, tu e dragă mea. Prieteni, stimă. Și mă, dar tatu, știu că avem gospodar și mă, dar așa... N-ați vă pierdut la nimeni. Să acuzați familia mea, tatăl, amestea. Eu vreau să spun altceva. Indiferent ce ați considerați dumneavoastră, părinți. Eu nu mă țin de funcție, oameni buni. Eu sunt gata să mă eliberez din funcție. Care-i problema? Dumneavoastră trebuie să vă dați seama. Suferă Consiliul la noaptul de el. Și indiferent de apartenență, n-ați văzut socialiști, comuniști, de la PD, de la acum, eu aș fi corectă, vreți voi, ori nu vreți. M-ați ales în funcție, fiți buni și respectați-mi opinia. Asta nu înseamnă că dumneavoastră acum am tocmai trebuie să faci ce spun eu. Eu n-ați mă dă la nicio provocare, n-ați fac niciodată parte, nici de un partid politic. Dar asta nu înseamnă, domnul Grati, dumneavoastră nu sunteți în drept acum. Spuneți în derulare ședința de astăzi, să votați, să emiteți decizii, care e problema? Dacă cancelarea de stat o scoate de cheile legale și eu nu sunt corectă, înseamnă că o să notificați deciziile mele. Care e problema? Eu ne-am expus părerea ca secretar, eu am dorit. Dumneavoastră și cunoaște. Avem cei mai mulți noi, oameni care au votat și noi suntem de o parte. Cine vă nu vă dă drept acum să emiteți decizii? Spuneți-mă, rog frumos. Eu v-am prins deștenat de acțiunile mele, eu secretar și-o trebuie să tăiem tâmpere. Sunt mult persoane care lucrează, inclusiv dumneavoastră, ați lucrat în administrarea publică, știți și borșii ei stași cu ce-ți mănâncă. Dumneavoastră sunteți în drept să emiteți decizia. Care-i problema mie? Doamne, oameni buni, nici o problemă. Emiteți decizia azi. Deci mă în oficiu teritorial, dacă dumneavoastră îți consideri că eu nu sunt corectă, să am cosmotiv și acțiunile mele. Și o să ieși în vigoare deciziile care se elaborează dumneavoastră astăzi. Dar acuzări la persoană și la familie, n-ați permis. Eu n-am ascultat și urmă care vin. Vă întind să fim corecți în acțiunile noastre, în luare de cuvânt. Eu nu pun îndoială, putea să-mi comit încălcări doamna secretară, dar urmează, după privirile legale, să punem în discuții toate lucrurile. Dacă aveți careva pretenții, le formulăm hârtie, în formă de notă informativă, introducem pe ordinea de zi, vot din încredere sau pretențiile care le avem. Tot noi, consilierii, suntem de vină când închidem ochii la acele încălcări care au loc din partea fie secretarului, fie din partea oricui, n-ar fi. Atunci când o să fim corecți în toate și o să cerem respectarea legislației tocmai, atunci o să avem tot dreptul să, la acțiunile respective. Dați fiind corect, dar cineva mai dorește din cuvânt poftim. Da. Mă bucur de omul Pavlov și mă bucur de și ce mai descrie de legi, dacă știi mai atrian, și ne putem ca să nu facem tot fel. Consiliul trebuie să activeze în cadrul legal, așa este normal. E
lucruri de bază până la 2017. Că doamna scătată de 7 scoare, spun oameni buni. Și face. El trebuie să facă mult mai mult decât de 17, trebuie să apropie de ședință până 18, de nu iubiți să dispoziția de convocare, cum că da. Și asta a fost normal. Eu nu știu cum ieșim la mea din... Poate e soluție cum ieșim din situația dată. Adică noi, de fapt, 17 am trecut ședința, am cerut pauză neodată, că ne-am întâlnit pe pauză. Acum cum o închidem? Cum o formulăm? Cum o asumim? E că avea salut la doamna secretară. Doamna, nu trebuie să cereți consultații, trebuie să vă spun că nimic vorbim. Dacă să respectăm legislația, elementar, hai spunem măcar și nu superficial, să spunem, să fim într-o pască, deci adunăstră în perioada asta, pe săptămână, să văd drept. Cu 3 zile înainte, pe ședința de astăzi, măcar bine, le numărăm pe toate ce sunt cu tine, să expediați proiectele de decizii și mărturi informative la toți colegii din astăzi. Și astăzi ne întâlnim și eu n-aveți să spun că nu pot să semnez. Un proiect am și cu două trebuie să facem. Poate ar sunt și ei parvenit proiectul decizie la înaintarea ședinților, nume și familia. Dar superficial și un proiect simplu cu linie trasă și în plen, să spune cine domnul ședinț se propună și să-i votați. Ați avut perfect dreptate dacă vă respectați procedura de zi. De ce m-ați spus, doamnă, dar nu respectați. Dar ce n-ați spus de procedura asta, așa e? Dumnezeu a spus lucrurile dumneavoastră. Domnul Gargi, cineva de consilier s-a adresat la mine după consultație, eu trebuie să... Iana, documentul e făcut de jurist, nu-i de mine. Eu sunt doctor veterinar. E făcut de jurist, la urma urmei, nu-i de mine. Și care are părerea rău, înțelegi? Cum se poate așa? Unul din cei 11 care au semnat, eu sunt aproape socialului, pe atât am înțeles. Dar sunteți organul meu cu client și oricine de consilier care vine primește consultație. Eu vreodată m-am uitat la apartenență politic și n-am dat consultație. I-am avut încredere în juriști care au făcut document. Doamna secretară, eu și-am spus, dar dumneavoastră cred că stați, stați 30 de consilieri sau da. În opat. Nu, toți. Dar puteți. Ați avut tot posibilitatea să anunțați oameni buni, faci tot lucru, dacă nu trebuie să faci legal. Am înțeles, dumneavoastră sunteți din serviciu consiliu juridic. Da. Că sunteți secretară, eu știu care ești consiliu. Trebuie să o faci pentru toți, adică dacă noi am greșit undeva, să nu suntem corecți, mă rog, nu trebuie să o ocup cu profesionalul cu asta. Trebuie să ne spuneți. Trebuie să faci până bine ca să ajung cu materiale de capot, sau să trebuie să consilie, sau altceva. Nici nu știu despre asta. Primul rând, nimeni nu m-a consultat, în apoi le-a reacționat cu născutul sfânt, urmă, nu, cu dumneavoastră, 17, știți de ce s-o făcut de lucruri. Știam, eu am terminat pe data de șapte. Da, și ați spus, trebuie 17 să spuneți că luați pauză, dar vedeți, 3 zile înainte de a trei ședință, materiale să ajungă la consiliere, altfel noi nu o să putem să trebuie. Eu sunt pentru că n-ați consilieri, în situația dată, eu mă sunt puțin incomod, deoarece și dași la inițiativa noastră au fost propuse ședința de astăzi, dar noi ne-am bazat pe ceea că intervenții date vor fi precautate la Comisia Juridică, care ne-am bazat că ședintele comisiei e un jurist care cunoaște legile și care n-a dat voie ca posibilitate ca mai departe să fie să ajungem până la ceea ca să convocăm ședința. Asta eu supot că acea persoană care a fost și inițiator și ședintele comisiei juridice nu s-o bagă să consulte înseamnă cu secretarul Consiliului. Încălcăm legea sau nu? Noi am ajuns într-o situație, vă spun drept, nu chiar comod. Domnul Arde, eu la ce am fost inițiator, iar mă concretizați, vă rog. La ce? La, la convocarea ședinței de astăzi. Vă pare glumă, da? Siguranță e glumă. Siguranță e glumă. În primul rând a fost convocată la dimineața a grupului de inițiativă. În al doilea rând, lasă să zici cineva și spune că eu am venit primul cu propunere de a demite vicepreședinței. Și vă, cine? Domnul Mihai. Da. Și eu am document care dumneavoastră l-ați arătat pe unde s-o încălzat să-l faci și să-l convocăm. Părinte, dumneavoastră s-a venit cu întrebarea de a pune la ordine. Domnul eu am convocat ședința Comisiei Juridice și am, în care am examinat doar subiectul pe care eu l-am înaintat pe ordine de zi.
Subiectul pe care l-ați înaintat dumneavoastră nu a avut nicio notă informativă. Absolut. Și nici proiect de decizie. Încă una, ca să nu tot mă îmbinuiți pe mine, vreau să declar pe toți cei prezenți în ședință că sunt foarte multe adresări scrise în diferite adrese la Procurator General, la Parlament. Eu nu am scris și nu am adresat nicio scrisoare și nicio demers nicăieri. Tot îmi vin răspunsuri la Procuratura Generală și la Comisarul Poliției, la Procuratura Criuleni și la Parlament, la domnul Bolea. Din toate direcțiile vin răspunsuri. Eu nici nu cunoșteam conținutul acestor scrisori. Miram până când domnul Obor mi-a dat efectuos de o copie a unei adreseri și am aflat și eu că chipurile că eu am învinuit că doamna Rusu a luat bani de la domnul Obor și multe alte prostii. Vă mai declar încă o dată, eu n-am scris nicio adresare, nici într-o instanță, ca să fie clar. Bine. Acum pe juriști și de bine. Dumneavoastră aveți doi juriști în echipă. Doamna Viorica și domnul Alexandru, tot juriști. De atâta nu puneți vina președintii comisiei juridice. Nevați știți cum lucrați când vă colocați până la vina. Și de atâta și se vede atâta. O să am în viitor. O să am în viitor. Mai doriți un lucru? Da, vă puteți. Și dumneavoastră ați introdus o întrebare în ordine de zi data trecută cu examinarea și aprobarea comisiei de concurs. Dumneavoastră trebuie să aveți vedere că atunci când noi facem o comisie de concurs, trebuie aveți o dreptul să modificați oricare membru care îl doriți acolo, dar nu cum ne trăsnește eu prin cap, ori și abrogăm, ori și pentru o greșeală tehnică. Acolo eu am văzut că dumneavoastră v-ați spus că mie că de ce doamna Diana nu a pus 3 supleanți sau numai cifra 2. Dacă noi să abrogăm oricine trăsnește lucru prin cap, noi avem dreptul să modificăm deciziile Consiliului, dar nu să le abrogăm la oricare pas de câte ori ați vreți dumneavoastră în care. Mulțumesc! Deci, dar dumneavoastră ați atras atenția în notă informativă. Eu am invocat cel puțin 4 încălcări, abateri grave. S-a încălcat atât... ...proiectele de decizie și am văzut ce noi am votat și ce notă informativă s-a scris. Poate să... Da, deci, eu acolo am invocat 4 încălcări grave. Și atunci când se încalcă fiecare normă juridică care face parte din decizia respectivă, atunci nu mai are sens să modifici decizia. Ea urmează să fie abrogată și de constituit o nouă comisie de concurs. Cu atât mai mult că... Nu, nu este. Atunci care este problema? Noi avem tot dreptul. Consilierii au tot dreptul și fără notificare de la Cancelarea de Stat să abroge decizii.
Poftim, nu, nu trebuie să înseamnă că nu aprobăm și gata. Dumneavoastră, când plenul în care suntem, suntem doi juriști și nu atragem atenție, în comisia juridică dumneavoastră sunteți președinte ca jurist, studii juridice de bază, la fel și eu, și au mai fost doi membri ai comisiei, domnul Cotoman și doamna Ala Mugureanu, la care într-adevăr au fost prezenți și au văzut că eu am fost persoana inițiatoare și n-am pus la vot, dețin procesul verbal al ședinței comisiei și am fost întru tot de acord cu aceea, ceea ce a fost întocmit nu a fost pe muchia legii. Eu am contribuit și dumneavoastră tot nu aveți dreptul de a ataca, fără argumente, cineva din noi. Sunt persoane care vor confirma și este tapat și în computator că eu, la moment, am întocmit procesul verbal, prin care eu am fost contra la ceea ce s-a inițiat, pe motiv că nu a fost întocmit legal. Și dumneavoastră ați fost pentru. Ați votat, au fost două voturi de pentru. Doamna Ala, confirmați? De ce dumneavoastră aruncați replici? Nu știu pentru ce și nu știu cum. Vreți să vă arătați că dumneavoastră sunteți într tot egal? În tot ceea ce se trece? Hai, dați-mi serioși. Doamna Verica, eu am votat pentru nota informativă cu care eu am venit în ședință. Nu, vă dau citire procesului verbal. Eu mi-am scos o copie, special. Și cu ce eu v-am atacat pe dumneavoastră? Dumneavoastră ați replicat. Sunt juriști care nu studiați. Am unic, am studiat și am atras atenție. Că nu sunteți în drept. Sunt persoane care desigur este atacul vor să participe și sunt prezent ședințe de publici. Eu vă propun unul. Să cedăm de drept și de asta și de atacul. Să ne primim să fie. Dumneavoastră aveți două posibilități, ați două lucrări. Sau dumneavoastră mers după proiectul de decizie înaintate dumneavoastră și emiteți decizie și vă propun. Sau dumneavoastră închideți ședința ta aici la propun. Dacă dumneavoastră închideți ședința, nu se emite nici o decizie, nu sunt documente nici procesul verbal, nici decizii și nici nu se personalizează pentru șoaneața de astăzi. Aveți alte posibilitate, proiectul este de decizie, mă să vin documenti bine, bine să pregătiți, veniți și la mine, eu vă ajut atâta timp cât sunt funcție. Dați-mi document proiectul de decizie corect și la următoarea ședință, dacă domnul ședinte spune cu 17 martie, adică la sfârșit 17 martie, veniți cu dânsul bine pregătit și puneți-le ordine de zi, ordinare și îi expuneți-vă asupra lor. Adică două ucrei, sau așa, sau așa. Domnul secretar, eu nu s-au văzut în închiderea ședinței noastre. Vreau să mă întrebat, domnul Părim, la urmă cum să-i pune punct sau să-i pune cu ședinții sau ce așa spune la adică, cum este situația asta? Vreau să fieți ședinții. Să sunteți în drept să nu luați nicio decizie sau să sunteți în drept să luați decizia? Da, nu luați nicio decizie. Cum asumi închiderea decizii? Fieți la ședință. Ședința dată... Nu are, nu are, nu poate să închide, dar prin faptul că nu corespunde sau corespunde cu dumneavoastră ieșineță. Și dumneavoastră, dacă v-ați venit propunere, nu dați mai departe. Vreau să-ți propus să o închide, știi? Nu, eu am propus sau dumneavoastră o închideți fără a emite nicio decizie, sau dumneavoastră mergeți pe proiectele de decizie care ați înaintat. Hai, dacă v-ați spuneți că ele sunt cumpătate de legi, trebuie să votăm de lucreze, ca să duc să nu trebuie la cancelare. Dar să fim realiste, că e nu-i clar, dar cum Domnule, eu gândesc că noi, în principiu, avem tot dreptul să facem lucrul ăsta, luând în considerați faptul că nota informativă a fost semnată abia azi și ar trebui cel puțin în 3 zile să aibă situația consilier pentru a lua cunoștință, a studia informația. Noi avem, în principiu, tot dreptul, în cazul când ședința ordinară va fi convocată în timp cel mai apropiat, să luăm o decizie și o punem la vot să votăm cu privire la faptul de, sau la propunerea de a înainta subiectele pe ordine de zi pentru ședința următoare ordinară și să, ca astăzi să închidem ședința extraordinară cu poziția lui. Subiectul este ordinea examinată este în ședința următoare. Vă spune ce a stat pe urmă, dați nu e asta. Spuneți ce facem cu dispoziția ședinței, decizia, dispoziția ședinței care e unis-o pentru convocarea ședinței și facem ședința de 17, ca să obțire cui. Și cine e responsabil de asta? În afară de consilierii care cerut convocarea ședinței.
Este responsabil și președintele comisiei să ilegal, să primește dispoziția ședinței care a participat la ședință și tot ilegal a participat la dânsa. Președintele era obligat. Nu era întrebat să mă facă, dar dumneavoastră a spus că... L-ați fi informat? De acord, da, sigur că l-am informat pe domnul președinte. Dar noi am emis decizia în baza la demersul la 11 consilieri, care au avut timp 3 zile pentru a se pregăti de ședință să înainteze proiectul de decizie. Decizia s-a aprobat 3 zile înainte de ședință. Noi am respectat toți termenii. Acum, pur și simplu vă spun, pur și simplu n-ați emis nicio decizie, dacă vă interesează partea asta. Și atât, să închid ședința. Sau dumneavoastră emiteți decizia și eu transmit la cancelarea acestea deciziile și documez procesul verbal. Proiectul decizii a fost dat nu astăzi. Domnul Mihai la prefațare. El de nu știe de decizia asta. Asta nu e treaba mea, eu nu particip la vot, domnul. Eu chiar nu particip la vot, eu pur și simplu stau într-o parte și explic atunci când dumneavoastră îmi cereți. Sau când văd ceva nu e el. Stimați domnule, stimați consilieri, eu trebuie să-mi răspund poziția. În primul rând, spun că Consiliul este un organ legislativ în cadrul Raionului și trebuie să fie un organ mondial. Pentru că e jucăție cetățenii din Raion. Și deciziile care sunt urmează ca să care se găsesc eu, ele trebuie să aibă o evoluție, adică trebuie să fie îndeplinite. Și în față, când au venit diversul respectiv în partea 11 consilier, eu, prin definiție, sunt obligat ca să convoc ședința Consiliului. Vă supuiți, în cazul când nu se face acest lucru, vine o altă val de informații sau informare sau dezinformare cu ședințele se opune cerințelor legislative. Și asta nu este corect. Totodată vreau să vă spun că nu era puțin material, eu trebuie că o să fie până mâini, dar așa s-a trecut. Acum noi trebuie să ieșim din situația care este. Eu vreau să spun un lucru foarte important. Tot ce se face este oglinda Raionului, este posibil. Vinuirile care sunt nefondate, nu se va spune doamna Leana. Eu deja m-am convins în unul este, nu am cunoscut o doamna Leana. Dar este o profesionistă cu dezavășări profesionistă. Și chiar nu merită cuvintele astea. Cineva poate, dacă dorește ca noi, aparatul președintelui, să nu poate să se lucreze sau să zboare pe valurile activității sale, nu este corect. Mai ales când atunci când consilierii, inclusiv, pun umbră. De ce? Știți că noi lucrăm în condiții limitate. Noi nu avem foarte mulți specialiști. Părere de rău, am mai inițiat niște concursuri care nu sunt oamenii, nu vin, specialiști nu vin. Din care este motivul? În primul rând, este salariul mic, este sunt alte condiții foarte stricte și de aceea nu pot să implementează. De ce eu vă rog foarte frumos, fiecare cuvânt care se expusă pentru un consiliu, pentru un specialist care lucrează aparatul, parcă este spus, știți, jânditor la adresa lor. Și eu am să protejez eu persoane, eu deja cunosc care și care sunt capacități. Eu mă bucur că este un colectiv la general, un colectiv bun, sănătos. Dați să păstrăm și să dezvoltăm această noțiune și să păstrăm oamenii. Acum am încheiat și privește pentru viitor. Desigur că eu aș fi foarte precaut pentru viitor, pentru toate, și o să rog pe doamna Diana, tot ce este în cadrul legal să fie adus la cunoștința mea, eu n-am să-mi caut niciodată nici o prevedere legală, deci să știți, fiți foarte prezos. Totodată am să fac. Vreau să încheiați în drept 11 consilieri sau toți consilieri din asta aici, să înaintați un demers la moment în care solicitați cu 3 zile convocarea ședinței extraordinare. Intrați la mine în birou, eu chem toți specialiștii care o să fie necesar și întocmim proiectele de decizii și poți spune că 3 zile facem altă ședință. Nimeni nu va încălca dreptul ăsta. Eu vă spun că sunt alte drepturi de dumneavoastră, că nu ați fost reîntâmpinați corect, că n-ați pornit procedura corectă. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu sunteți în drept să corectează greșeala și în 3 zile să faceți ședință extraordinară. Dar înșiet pe... Domnul Zicerbo, poate să n-ați schimb din mine. Dați-i șefii cu corectul, dați-i șefii cu piciorul drept, dați-i urmăm legea de la A la I. Primul pas corect, a doilea, a treilea, primul, n-am facem corect, și duci peste cap orice acțiune și tratează invers. Da, vorbim, domnul Boșu. Noi înțelegem toți că nu am fost legate de ședința asta. Și acum noi trebuie să ne asumăm sau să asume cineva. Dar cred că cel mai puțin
doamna secretară a presiunii. Tot trebuie să atacăm doamna Mătățăță în cap și mă două doamne la dată. Dar eu nu zic că vreau să mă dă. Ca să închidem subiectul, dar fiecare fracțiune vine cu o propunere. Ce propune? Le pune înaintează ce le votează. Nu le votează. Facem pauză, nu facem. Și noi votăm și cu votul să închidem întrebările de aici. Gata. Domnul Tatăl, nu uite atât de incompetent, competent, nu știu ceva. O altă dată, vă spun oameni buni, la... aici trebuie să fie concluzie de decizie, iar de vă spun că ce mod informativ în baza la ce vreți să o faci decizia asta. Și să-i vorbesc, spune, noi o respingem, că nu putem să-i dăm curs mai departe, nu sunt chestiile astea, trebuie să informez. S-o tăcut, s-o tăcut până urmit în ședință în șapte. Șapte rând și a fost un argument. Dar și la urmă, nu vorbim aici. Hai că am făcut rapiuța, că ai primit trebuie să spuneți, dar să până la ședință, e drept treacă în comisie, că asta e lucru citat. Și nu trebuie să vă dați într-o parte și să vă luați trebuie să pregătiți ședința, indiferent cine o convoacă. Am intrat într-o situație care nu cunoaștem toți nici legea. Dați jumătate de oră, pauză, și ca să nu se râdă că și majoritatea și minoritatea am greșit, jumătate de oră ne sfătuim în comisie, vedem cum să facem ca să ieșim decizii comune, pentru că ați greșit și voi, am greșit și noi. Primim hotărâre ca întrebările de date să le discutăm la ședința următoare ordinară cu ordinară. Punem la vot și am hotărât întrebarea. Aici am sigur dat să zeu și nu-ți hotărâi niciodată. Deci a venit o propunere, două propuneri tratare, nu știu poate de ignorat propunerea domnului Iurcu. Domnul Iurcu a propus să le facem o întrerupere de jumătate de oră ca să discutăm mai departe cum procedăm. Domnul Buzgan a propus ca subiectele de ordine de zi a ședinței de astăzi, cu acordul tuturor consilierilor sau prin vot a majorității, să fie incluse pe ordine de zi a ședinței următoare, ordinare, din data de 17 martie. Și ședința de astăzi să fie închisă. Punem la vot prima propunere. Dacă nu vedeți, dacă propunerea este mai... Bine, punem la vot propunerea domnului Iurcu. Am întrebat. Punem la vot propunerea domnului Buzgan. Cine dintre aceia ca subiectul pe ordine de zi să fie introdus pe ordine de zi a ședinței următoare și ședința de astăzi să fie închisă? Rog votați. Nu refuză nimeni întrebările de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi să discutăm în ședința viitoare. Nu se schimbă nimic, doar vrem să respectăm legea.